Un nou accident teribil pe șosea. Tragedia s-a produs la intrarea în orașul Căușeni dinspre satul Grigorievka. Potrivit primelor informații, două automobile de model Peugeot și Opel Zanfira s-au tamponat frontal. Urmarea impactului puternic, doi bărbați de 32 și 19 ani, dar și o femeie de 27 de ani, au murit pe loc. Cauza preliminară a producerii accidentului ar fi viteza în condiții de vizibilitate redusă, mai declară oamenii legii. În același timp, Poliția Națională atenționează despre faptul că traficul rutier pe drumurile naționale se desfășoară cu dificultate în condiții de ceață densă. În aceste condiții, recomandă participanților la trafic să adopte o conduită preventivă pe toată durata deplasării. Reduceți viteza de deplasare potrivit condițiilor de drum. Evitați depășirile în condiții de vizibilitate redusă. Efectuați manevrele în trafic doar după o temeinică asigurare. Reglați corespunzător oglinzile retrovizoare. Conectați luminile de întâlnire și cele de ceață ale autovehiculelor. Totodată, poliția avertizează pietonii, bicicliștii și căruțașii despre faptul că în condiții de ceață sunt mai greu vizibili în trafic, de aceea sunt avertizați despre obligativitatea purtării îmbrăcămintei cu elemente fluorescent reflectorizante.